Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Timotei, tânărul misionar. Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 11. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Am învățat despre un tânăr pe nume Timotei care a devenit ajutorul lui Pavel. Acum vom învăța și vom afla mult mai multe despre Timotei. El locuia în Listra. Pe mama lui o chema Eunice, iar pe bunica lui, Luis. Eunice și Luis iubeau Biblia și făceau tot ce găsea scris în Biblie. Când au început să-l învețe pe Timotei din Biblie, 2 Timotei 3:15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Când era copil, Timotei se așeza lângă mama și bunica lui, care îi spunea povestiri biblice interesante și citeau din sulul Bibliei. Ele le-au învățat pe Timotei să întregească Biblia și să facă tot ce scrie în ea. Educația lor înțeleaptă le-a ferit pe Timotei de obiceiuri rele și de prieteni nepotriviți. Atunci când Pavel a vizitat Listra pentru prima dată, Timotei a ascultat cu atenție ce spunea despre Isus și s-a hotărât să devină creștin. După ce Pavel și Barnaba au plecat din Listra, Dumnezeu i-a vorbit de multe ori minții tânărului Timotei. Atunci când Pavel s-a întors la Listra împreună cu Sila, Timotei era convins că Dumnezeu își dorea ca și el să devină misionar. Acum, mai mult decât orice altceva, el își dorea să lucreze împreună cu Pavel. Pavel trebuia să îl analizeze pe Timotei cu mare atenție. Era Timotei curajos, răbdător și credincios? Oare era dispus să renunțe la propriile lui dorințe și să sufere persecuție? Pavel voia să instruiască un nou lucrător. Oare era Timotei tânărul potrivit? Timotei își dorea să lucreze împreună cu Pavel, însă Pavel nu știa dacă acesta era un plan înțelept. Era foarte greu să fii misionar, din cauza că Satana mereu aducea mult necaz. Pavel s-a rugat și s-a gândit la Timotei. Era sigur că Timotei cunoștea foarte bine Biblia și îl iubea pe Isus. Timotei era un lucrător bun. El nu se plângea când trebuia să muncească din greu. De asemenea, el nu îi era frică de persecuție, chiar dacă văzuse mulțimea înfuriată, aruncând cu pietre în Pavel până ce a crezut că era mort. Atunci când a vrut să afle mai multe despre Timotei, Pavel a aflat că el luase decizii înțelepte în copilărie. Creștinii care îl cunoșteau pe Timotei i-au spus lui Pavel că Timotei îl iubea pe Iisus cu adevărat și asculta de Dumnezeu. În final, Pavel a fost de acord ca Timotei să lucreze împreună cu el. Timotei era foarte încântat să fie ajutorul special al lui Pavel. Mama și bunica lui Timotei erau de asemenea fericite. Erau bucuroase că Timotei putea fi misionar și că Pavel avea să-l învețe cum să lucreze pentru Dumnezeu. Atunci când Pavel și Sila au plecat din Listra, Timotei a mers cu ei. Ei l-au instruit pe Timotei cu mare atenție. Timotei era smerit și a lăsat pe Pavel și pe Sila să-l ajute să devină un bun misionar. Adesea îi întreba ce trebuia să facă. Mai mult decât orice, Timotei își dorea să-l facă fericit pe Isus. Tu înveți bine și repede, așa ca Timotei. Timotei nu avea talente speciale, dar era totuși un bun lucrător. De ce? Fiindcă Timotei era un creștin adevărat. El nu doar vorbea despre lucrurile bune, deși făcea, era răbdător, iubitor și altruist ca Iisus. Pavel și Timotei se îndrăgeau foarte mult unul pe celălalt. Cu ce nume special îi se adresa Pavel lui Timotei? Haideți să citim în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 1. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Cum îl numea? Adevăratul lui copil. Pentru o vreme, cei trei misionari au lucrat împreună în Galatia. Ei le spuneau oamenilor păgâni că Dumnezeu care a creat lumea noastră îi iubește foarte mult pe oameni. El știa că oamenii aveau nevoie de ajutor, așa că l-a lăsat pe Iisus să vină în lumea noastră.
Iisus întotdeauna a ascultat de legea lui Dumnezeu. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre și a murit pe cruce. Apoi a înviat. Acum, Iisus are puterea să ne ierte și să ne ajute să ascultăm de legea lui Dumnezeu așa cum a ascultat și El. Mulți păgâni se bucurau să audă povestirea minunată despre dragostea lui Dumnezeu și cum a murit Iisus pe cruce. Ei se hotărau să nu se mai închine la idol și să devină creștini. Ai vrea să-i spui lui Iisus chiar acum: îți mulțumesc că ai murit pentru mine? Eu aleg să te iubesc și să te ascult. Vreau să le spun altora istoria minunată a iubirii tale. După ce și-a încheiat misiunea în Galatia, Pavel a mers la Filipi. Săptămâna trecută am învățat de ce i s-a întâmplat în acel oraș și cum a cântat în închisoare de acolo. După ce au plecat din Filip, Pavel, Sila, Luca și Timotei au mers într-un alt oraș numit Tesalonic. Despre ce a predicat Pavel acolo? Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetele 2 și 3. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Biblia spune că o mare mulțime de oameni din acel oraș au ales să creadă în Iisus. Pavel și prietenii lui s-au bucurat că atât de mulți oameni au devenit creștini. Dar Satana nu s-a bucurat. Și așa cum făcuse și în alte orașe, Satana a inspirat oameni răi să-i facă probleme lui Pavel. Cei care îl urau pe Pavel au adunat un grup de băieți răi. În scurt timp, pe străzile orașului, era o mulțime de oameni înfuriați care țipau. Mulțimea s-a îndreptat spre casa unui bărbat pe nume Iason, unde erau găzduiți misionarii. Ei au intrat în casa lui Iason și au căutat pe Pavel și pe Sila. Au căutat și au căutat, însă nu i-au găsit, fiindcă ei se aflau într-o altă parte a orașului. Ce-a făcut apoi mulțimea înfuriată? Versetele 6 și 7. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Mulțimea înfuriată a vrut să-i facă pe conducătorii orașului să creadă că Pavel cauza probleme. Însă cine cauza problemele de fapt? Pavel sau oamenii care îl urau pe Iisus? Conducătorii orașului nu știau ce să facă. Ei nu puteau găsi pe Pavel și pe Sila, iar mulțimea continua să strige în gura mare. Într-un final, l-au închis pe Iason în temniță pentru o vreme, ca acolo oamenii răi să nu-i poată face nimic și pacea să se restabilească în oraș. Pentru a nu le mai face alte necazuri creștinilor din Tesalonic, Pavel și Sila au plecat în acea noapte, călătorind pe întuneric pentru a nu-i vedea nimeni. Era foarte greu să fii misionar, nu-i așa? Însă Pavel și Sila nu s-au dat bătuți. Ei au continuat să se roage și să se încreadă în Dumnezeu. Apoi, Pavel a mers în Berea. Misionarii au intrat în sinagogă și au început să învețe pe iudei. Ei au explicat profețiile Vechiului Testament și le-au arătat cum toate acestea vorbeau despre Iisus. Ce au făcut iudeii din Berea? Haideți să citim versetul 11 din capitolul 17 din Faptele Apostolilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mare, aleasă, decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Erau acești oameni înțelepți? Da, ei nu erau invidioși sau răi, ci își dorea să știe dacă Iisus fusese chiar Mesia. Așa că au ascultat ce avea Pavel de spus și apoi au studiat zilnic Biblia pentru a vedea dacă ce spunea Pavel era adevărat. Pe măsură ce studiau, îngerii din cer îi ajutau să înțeleagă. S-au făcut creștini mulți oameni din Berea, versetul 12. Mulți dintre ei și din femeile care erau de vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Pentru o vreme, nu a apărut nicio problemă în Berea, așa cum se întâmplase și în alte locuri. Dar știi ce s-a întâmplat apoi? Evrei din Tesalonic, care nu se făcuseră creștini, au auzit că Pavel predica despre Iisus în Berea. Ei îl urau și erau furioși că el continua să predice, așa că au plecat din Tesalonic și au mers în Berea pentru a produce agitație și acolo.
adunat mulți oameni din Berea și erau furioși pe Pavel și pe ceilalți misionari. Oriunde se duceau, misionarii nu aveau parte de liniște. Ce trebuie să facă Pavel din nou? Fapte? 17 cu 13 și 14. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațețe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Câți dintre noi credincioși din Berea voiau ca Pavel să învețe mai mult despre Isus, așa că i s-au alăturat în călătoria lui cu vaporul spre Atena. Sila și Timotei au rămas în Berea pentru a-i ajuta pe creștinii de acolo. Nu e așa că era foarte greu lui Pavel? Cine încerca să-i oprească lucrarea? Satana, bineînțeles, însă chiar dacă i-a lăsat pe dușmani să-i provoace mult necaz lui Pavel, Dumnezeu a avut grijă de Pavel ca el să le povestească oamenilor despre Isus. Îndeplinea Pavel planul pe care îl avea Dumnezeu cu viața lui? Faptele Apostolilor 22 cu 21. Atunci el mi-a zis, du-te, deci te voi trimite departe la neamuri. Ar trebui să ne lăsăm descurajați de probleme și să nu mai ascultăm de Dumnezeu? Haideți să ascultăm întrebările de gândit. Cine l-a învățat pe Timotei să fie credincios? Cum a știut Pavel că Timotei va deveni un bun misionar? Tu înveți acum ce învăța și Timotei când era mic? Vrei Iisus ca și tu să fii misionar? Ce poți face acum pentru a te pregăti? Ce lucru special făceau oamenii din Berea? Ar trebui oare și noi să studiem cu atenție Biblia? Ce a făcut Pavel când a avut necazuri? Le-a mai spus oamenilor despre Iisus? Haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm! Dragă Doamne, îți mulțumesc că Timotei a învățat să te iubească și să asculte ce spune Biblia. Îți mulțumesc că și eu pot învăța din Biblie. Te rog să mă ajuți să îl iubesc și să îl ascult pe Iisus ca Timotei, pentru a le putea spune oamenilor despre Iisus. În numele lui Iisus, amin! Copiii care cunosc Biblia și care îl iubesc și îl ascultă pe Iisus vor fi buni misionari chiar dacă sunt mici. Fiți binecuvântați ca și voi să fiți buni misionari! Domnul cu voi!